Să știți că în această perioadă am sesizat că această lume culturală este extrem de abundentă și avem foarte multe posibilități de a ne petrece timpul liber și în cazul în care ați uitat sau nu ați prins bilet, o să aflăm mai multe despre ce se întâmplă chiar în acest moment la Festivalul George Enescu. Pe această cale îi spun bună dimineața Oanei Marinescu, director de comunicare al festivalului. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Și noi îți mulțumim că te-ai alăturat. Ultima oară când ne-am văzut era înainte de începerea festivalului și ne-ai vorbit foarte frumos despre valorile pe care le promovează, despre reacțiile artiștilor. Cum e acum atmosfera la voi în mijlocul acțiunii? În primul rând, cum e atmosfera pentru public, aș vrea să spun. În săli, emoția este extraordinar de frumoasă. Sunt oameni care se bucură de muzică, de artiști, de faptul că se regăsesc împreună și nu odată am văzut inclusiv oameni cu lacrimi în ochi. De exemplu, când a fost interpretarea Rapsodiei I de London Symphony Orchestra, chiar dacă era ultima lucrare din concertul din acea seară, oamenii au plâns de emoție. Și cred că este un plâns foarte sănătos și cred că este foarte bine să ne orientăm să trăim cu toții un pic de muzică clasică. Îți mărturisesc că și eu am acum lacrimi în ochi, doar auzind această poveste, cred că și tu ai niște lacrimi în ochi. Dar eu sunt obișnuită, la Enescu așa e întotdeauna. În spate e foarte multă muncă, e tensiune, ne luptăm să iasă lucrurile bine, în permanență e câte o criză, ceva se întâmplă și după aia urc artiștii pe scenă, sunt mari nume pe care de obicei le vedem pe scenele internaționale și sunt în fața noastră și vedem pe partea cealaltă publicul care se bucură și în clipa aia ne liniștim și avem emoțiile noastre bune. Mi-am dat seama de o strategie pe care aș putea să o urmez ca să pot să iau parte și eu la acest festival. Nu am reușit să prind bilete nici anul acesta și cred că asta este problema foarte multor iubitori de muzică clasică. Faptul că suntem mulți care ne dorim și parcă nu sunt suficient de multe locuri niciodată pentru acest festival. Mi-am dat seama că aș putea să vin în echipa voastră, vin gratis. Numai să vă ajut să pot să vin, să fiu și eu acolo, după toată acea gălăgie, să mă liniștesc alături de voi și să simtă emoția artiștilor care urcă pe scena festivalului. Da, adevărul este că noi avem acces la culise mai mult decât public, publicul foarte rar ajunge în culise. Și într-adevăr acesta este avantajul nostru, dar într-adevăr e și un preț. Adică în clipa în care stai în tensiune tot timpul e și un preț. În anul acesta mai sunt bilete, am vândut mai puține față de alți ani din cauza pandemiei. Sunt unele concerte, mai ales la Ateneu, care sunt epuizate sau la Sala Palatului, nu sunt chiar cele mai bune bilete în acest moment, să zicem, cu locurile care au cea mai bună așezare în sală. În schimb, merită, pentru că și la Sala Palatului, chiar dacă nu e o sală de concerte și știm asta, avem o problemă în România când avem o sală de concerte la dimensiunile festivalului lui Enescu. Noi aducem din Olanda o instalație specială care este instalată special pentru Festivalul Enescu pe perioada acestuia la Sala Palatului ca să îmbunătățească acustica. Așadar, chiar dacă nu vedem foarte bine din locul în care suntem, putem să auzim la fel de bine ca și cum am fi într-un loc cu vedere bună la scenă. În plus, cei care nu au timp să vină pot să ne urmărească online. Majoritatea concertelor sunt transmise gratis pe site. Pe site este un program pe zile cu toate evenimentele noastre. Mai sunt peste 60-70 în toată țara, pentru că avem și în alte orașe. Și sfatul meu este efectiv să dea scroll down, să se uite, să-și aleagă și în clipa în care văd un concert sau un artist care interesează, dacă dau click pe eveniment, ajung în ecranul evenimentului respectiv. Altfel, seara când începe un concert, apare și un pop-up la noi pe ecran, dacă intră direct pe pagina principală și duc direct în sala de concerte de la ei de acasă. Nici nu știu că au o sală de concerte acasă. Îți mulțumim pentru această informație. Aș vrea să mă mai povestești care este starea de spirit a artiștilor străini care vin la acest festival, urcă pe scenă și iau contact cu publicul român. E o stare de spirit foarte bună. În primul rând, pentru mulți dintre ei a fost o mirare și o bucurie că facem acest festival. Nu uitați că noi am început pregătirile din 2019 și la sfârșitul lui 2019 deja programul era gata.
Între timp a venit pandemia și totul s-a anulat, iar la începutul lui 2021 noi am spus, nu, noi facem festivalul, e ok pandemia, dar noi facem festivalul. Și în martie, când am anunțat prima oară public programul, și din perspectiva organizării unui festival, este momentul cheie, când spui gata, intrăm în linie dreaptă, artiștii se mirau. Chiar faceți? Da, chiar facem. Și pentru ei a fost o revenire la normal. Desigur, când a trebuit să îndeplinească niște reguli, toți artiștii străini vin vaccinați, vin testați, unii dintre ei se urcă pe scenă cu măști de protecție și este absolut normal, pentru că vor mai departe să-și continue viața artistică, nu să se îmbolnăvească. De exemplu, aseară am avut scala și în seara asta avem scala din Milano și majoritatea artiștilor erau cu măști pe față, numai cei suflătorii și cei de la percuții. Suflătorii nici nu au cum să... Da, asta este meseria. Așa. Deci oamenii se adaptează la pandemie, dar într-un fel care să le permite să rămână cine sunt. Și sunt artiști și vin în fața publicului și aduc bucurie, așa, cu măști, cu vaccin, cu testare. Reacția publicului este foarte caldă și asta este ceva ce lor le oferă foarte multă bucurie. Avem adesea discuții cu artiștii străini care se minunează de felul în care sunt primiți aici în România. Sunt aplauze, sunt bisuri, e un dialog. După fiecare concert din program, ce vedeți în program, e numai o parte, ca să zic așa, vine surpriza, bisul. Și acolo e un dialog între artist și publicul care se bucură. Există spectacole în cadrul festivalului unde nu se cere bis? Sunt foarte curioasă. Cred că nu. Bisul este la ordinea zilei. Da, nu, pentru că oamenii, spectacole sunt foarte, concerte sunt foarte bune, artiștii sunt foarte buni și în clipa în care spectatorii își dau seama că au primit ceva extraordinar, atunci și ei cer, aplaudă. De fapt, ei nu aplaudă ca să ceară un bis, ei aplaudă de drag și din apreciere se ridică în picioare, ovaționează și artistul răspunde cu un bis. Dacă ar fi să pui în cuvinte stările cu care pleacă participanții la acest festival, cum le-ai descrie? Păi vreau să folosesc ceea ce mi-au spus ei. Sunt bucuroși și mi-au spus adesea, au venit și mi-au spus, e o stare specială când intru în sală. Și e adevărat, ne ajută foarte mult și muzica, ne ajută și grafica pe care echipa noastră creativă a creat-o și care schimbă sala cu lumina aceasta. E un ecran imens care schimbă efectiv starea din sală. Dar dincolo de asta este emoția cu care vin oamenii. Că nu poți să creezi o emoție din așa, pocnind din degete, ci o creează oamenii, o creează publicul, o creează artiștii. Pe voi ca echipă de organizare a festivalului, ce vă definește? Pentru că, iată, nici la a doua noastră întâlnire n-ai dezamăgit prin emoțiile pe care ni le transmiți. Cred că oamenii care lucrează la festivalul Enescu sunt uniți de o iubire imensă pentru acest festival și pentru muzica lui Enescu. Și într-un fel sloganul din acest an ne reprezintă și pe noi, o istorie din iubire, spune și povestea noastră, a celor care muncim de la 7 dimineața până la 12 noaptea, uneori fără să avem toate resursele, nici anul acesta n-am avut toate resursele financiare ca să facem tot ceea ce am fi vrut sau ar fi avut nevoie festivalul să facem, dar pentru că ținem foarte mult la acest proiect și ținem foarte mult la muzica lui Enescu, noi găsim soluții, adaptăm, construim și mergem mai departe. Pe viitor, ce vă propuneți? Pentru că așa cum arată acum festivalul, mi se pare perfect. Ce ați putea să aduceți în plus? Eu spun ce cred că ar trebui să facă în continuare. Eu cred că din perspectiva artistică întotdeauna există resurse noi. Aici va fi o schimbare de direcție artistică după această ediție, pentru că mandatul lui Vladimir Iurovski se încheie în acest an și urmează să fie un alt director artistic. Vom vedea cu ce gândire creativă vine. Din perspectiva comunicării, eu una cred că mai sunt lucruri care pot fi făcute. De exemplu, anul acesta am renunțat la ziarul festivalului din lipsă de resurse și pentru că nu știam exact cum ne organizăm din cauza pandemiei. Eu resimt ca o lipsă și cred că pentru public e important să aibă acel ziar când intră în sală să citească despre lucrările pe care le prezintă, mai ales că sunt multe lucrări în premieră. Am avut, de exemplu, Iurovski a prezentat un memorial în premieră a lui Anatol Vieru, care este o muzică contemporană, dar e
în prima audiție la un festival, dar e o muzică care are o poveste și trebuie cunoscută acea poveste. Este o muzică dedicată comemorării pogromului de la Iași din 1941, căruia Anatol Vieru i-a supraviețuit. E o muzică plină de durere, de emoții și în același timp îți transmite un semnal de alarmă într-o societate în care ura pare să iasă la suprafață. E important să știi ce ascult, ce poveste ascult pe scenă. Nu e doar un sunet, e o poveste. Dacă avem ziarul, noi am comunicat, dar nu e același lucru. Când ai ziarul în față și citești, ajunge informația la tine înainte de sala de spectacol. Apoi este foarte importantă digitalizarea în continuare a festivalului. Eu aș face o bibliotecă online cu extrase din Festivalul UNESCO, extrase muzicale din Festivalul UNESCO. Pentru asta ai nevoie de bani, pentru că trebuie să plătești drepturi de autor pentru online, trebuie să plătești toată infrastructura, trebuie să plătești echipă digitală și încă nu avem aceste resurse. Deci se mai pot face lucruri și oricum, cum aici suntem în domeniul creativ, oricând o idee nouă e binevenită. Îmi place că aveți direcții pe toate palierele timpului, atât despre trecut, prezent și viitor. Felicitări ție și întregii echipe și îți mulțumim că te-ai alăturat matinalului în această dimineață. Mulțumesc foarte mult! Mult succes pe mai departe, la cât mai multe emoții simțite, la cât mai multe suflete care se întâlnească și să trăiască în comuniune la festivalul vostru și să ne revedem cu bine și anul viitor. Mulțumesc foarte mult și vă aștept în sală. Mulțumim tare, tare mult. O să mai facem o călătorie în această dimineață și aș vrea să vă povestesc despre summitul tinerilor din mediul rural. El este în desfășurare chiar acum, până pe 4 septembrie, până mâine. Aflăm mai multe despre această inițiativă de la Victor Cătălin Toma, care este coordonatorul programului Satul European de Tineret, European Youth Village, și de asemenea este președinte al Asociației pentru Dezvoltare Activă. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața tuturor! Mă bucur să ne auzim și vreau să aflu mai multe informații despre acest summit, care, din câte am înțeles, se află la a doua ediție. Cu ce intenție a fost acest summit pus pe picioare? În primul rând, la nivel național s-a simțit nevoia de o mișcare a tinerilor din mediul rural. În general, în momentul în care vorbim de oportunități pentru tineri, majoritatea se desfășoară în mediul urban, iar tinerii din mediul rural întâmpină o grămadă de probleme și provocări. E bine, summit-ul e locul în care ei s-au întâlnit și au pus satul la cale și au pus țara la cale, au dezbătut împreună cu autoritățile publice, au participat la ateliere pe diverse teme și au contribuit împreună la Carta Albă a Tinerilor din Mediul Rural, un document strategic pe care noi îl pregătim în momentul de față, document menit să orienteze viitoarele politici de tineret din mediul rural la nivel național. Până în acest moment, care sunt nevoile identificate de voi pe care tinerii din mediul rural le au? În primul rând cuvântul zilei a fost, de fapt cuvintele zilei au fost centru de tineret. E o nevoie de centre de tineret în mediul rural, e nevoie de lucrători de tineret în mediul rural și mai ales e nevoie ca autoritățile publice din mediul rural să înțeleagă importanța sectorului de tineret și să înțeleagă că tinerii au nevoie de încrederea lor și mai ales au nevoie să îi lase efectiv pe tineri să-și rezolve problemele cu ajutorul lor. Summit-ul are loc în contextul programului European Youth Village, un program pe care l-am dezvoltat începând în 2018, un program de organizare și dezvoltare comunitară a tinerilor din mediul rural, pentru că în paralel cu summit-ul se desfășoară o competiție a satelor europene de tineret, un titlu pe care mai multe sate din România îl primesc în fiecare an, iar eforturile tinerilor care primesc titlul de sat european de tineret pentru comuna lor se vor concentra pe ideea de a schimba comunitatea. Și atunci provocările vin tocmai din ideea că ei își doresc acea schimbare și își doresc să fie lăsați să o facă și au nevoie să dezvolte un parteneriat sustenabil cu autoritățile publice la nivel local și cu siguranță, ușor, ușor, lucrurile încep să se schimbe.
Ce propuneri de soluții se nasc în cadrul acestui summit? Cu ce idei veniți? În primul rând, ne dorim ca autoritățile publice la nivel local, la nivel central, să înțeleagă că tinerii din mediul rural pot fi un partener de dezbateri, pot fi parteneri la luarea de decizii. Noi, cum spuneam și mai devreme, dezvoltăm acea carte a tinerilor din mediul rural pe care am împărțit-o în 8 domenii cheie, iar ieri tinerii au lucrat la a stabili prioritățile pentru fiecare domeniu. De exemplu, în momentul în care vorbim de educație, tinerii din mediul rural își doresc să aibă acces la educație, la o educație de calitate, formală, formală. Își doresc ca școlile din mediul rural să devină un spațiu sigur pentru ei, un spațiu prietenos. Își doresc ca profesorii să fie suficient de pregătiți, astfel încât să le ofere toate oportunitățile pe care le au și tinerii din oraș. Apoi, elevii navetiști își doresc să aibă cu ce să ajungă la școală în siguranță. În ceea ce privește cultura, tinerii din mediul rural s-au săturat să fie singurii responsabili pentru a duce mai departe tradițiile și obiceiurile. Există o stigmă, am tot povestit cu tinerii, și există o stigmă că tinerii din mediul rural trebuie să fie fermieri, să devină fermieri sau să ducă mai departe tradițiile și să învețe dansuri populare și asta e tot. Evident, tinerii își doresc mai mult de atât. Își doresc acces la activități culturale dincolo de tot ce înseamnă folclor și zilele comunei lor. Tinerii își doresc spații pentru ei. Observ și multe destul de căutat în această perioadă a dimineții. Mă gândesc că încă ești în mijlocul evenimentelor și pe final nu pot să nu remarc faptul că la tine e soare. Unde ești tu acum și dacă ești... Eu sunt acum în Iași, dar sunt în Iași. Summitul tinerilor din mediul rural are loc în comuna Aroneanu, de lângă Iași. Am rămas puțin mai mult aici pentru că pentru a putea să mă întâlnesc cu voi în dimineața asta. Mă îndrept înapoi în Aroneanu, unde pe tinerii așteaptă astăzi multe alte ateliere și apoi în seara asta vom avea concluziile a tot ceea ce s-a întâmplat în astea 3 zile și vom pleca cu o rezoluție mai departe a viziunii lor pentru ei. Nu știu exact de unde ești pentru că nu ne cunoaștem foarte bine, însă dacă ai drum prin București, te invit la noi la Metropola TV să ne vedem față în față aici în platou și să povestim și să ne spui și nouă care au fost concluziile acestui summit. Îți mulțumim că te-ai alăturat matinalului. Mult spor pe mai departe. Mulțumesc și eu mult. O zi cât mai frumoasă tuturor. Asemenea, și cred că sunt frumoase zilele de vacanță ale celor care investesc foarte mulți bani în aceste vacanțe. Să știți că 75.000 de euro este prețul exorbitant pe care l-a plătit în această vară un român pentru o vacanță de tip circuit în Franța și Italia. De altfel, comportamentul turiștilor români s-a schimbat anul acesta când și-au ales destinațiile în funcție de listele cu restricții de călătorie publicate săptămânal și s-au orientat în general către țările de pe lista verde, mai ales în Europa. Vacanțele de lux sunt la mare căutare în rândul românilor. Agențiile de turism au încasat sume considerabile în această vară. Cea mai scumpă vacanță vândută de una dintre ele a ajuns la suma de 75.000 de euro. Specialiștii în turism spun că aceste vacanțe sunt rare în rândul românilor, dar totuși există o creștere a cererii pentru vacanțele premium. Din ce în ce mai mulți români cu venituri de la medie în sus aleg într-adevăr destinații exotice, destinații premium, de lux, circuite premium, inclusiv în Europa. Dar oricum, majoritatea vacanțelor cu buget mai mare implică cheltuieli undeva de la, să spunem, 2.000 de euro de persoană până la 7.000 de euro de persoană. Repet, sunt excepții vacanțele cu 10.000 de euro sau mai mult. Cu toate că vacanțele exotice par a fi cele mai costisitoare, Europa are de asemenea destinații de lux care presupun cheltuieli mari. În Europa sunt la mare căutare, în special Italia și Franța, dar mai nou, în ultimii ani, au început să explodeze și destinații mai inedite europene, precum
Islanda, ca să dau un exemplu, o destinație unde aproape niciun român nu visa să meargă ca turist acum 20 de ani. Specialiștii spun că turismul se află acum într-un proces de restabilire, după un an în care libertatea de mișcare a fost limitată, iar oamenii au un apetit crescut pentru vacanțele de orice tip. Dune, cel mai așteptat film al anului, se va lansa astăzi la Festivalul de Film de la Veneția. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. Iar după această fugă în viitor, revenim la prezent și la problemele cu care ne confruntăm, pentru că alături de Ileana Voicuchin am anticipat puțin acest subiect și am povestit despre faptul că o familie din Alba Iulia a primit o factură de nu mai mult, nu mai puțin de 27.000 de lei. Într-adevăr, prețul energiei crește și facturile devin din ce în ce mai mari. Aș vrea să aflăm care sunt cauzele acestui fenomen și ce avem de făcut pe mai departe, pentru că nici salariile nu se întrevăd a crește în viitorul apropiat, așa că soluțiile cumva rămân la noi, dar avem ajutor de nădejde. Aș vrea să-l salut pe această cale pe domnul Dumitru Chisăliță, expert în energie. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine m-am găsit! Mă bucur să ne auzim în această dimineață, mai ales că, iată, contextul nu este unul tocmai roz. Lucrurile sunt destul de delicate în această perioadă. Care sunt cauzele care generează aceste creșteri ale facturilor la energie? Cauzele, mă rog, deja le-am repetat de nenumărate ori, o să mai spun încă o dată, pe partea de energie electrică a existat o modificare importantă în ceea ce privește achiziția certificatului de CO2. Aceste certificate de CO2 sunt niște obligații pe care anumiți producători care consumă resurse neregenerabile și poluează trebuie să le achite. S-au dublat practic prețul cu aceste certificate, este una dintre cauze. Există o discrepanță între cerere și ofertă în România datorită faptului că noi de 10 ani practic n-am mai pus nimic, nicio capacitate de producție nouă. În schimb, an de an am scos din funcțiune diverse capacități de producție și atunci trebuie să acoperim această discrepanță cu energie din import, energie care în anumite momente este mai scumpă. Sunt, să zicem, cele două cauze principale pe partea de energie electrică. Iar pe gaze naturale sunt elemente determinate de o măsură administrativă care a apărut anul trecut în vară, Gas Release Program, care avea ca și scop să se obțină niște prețuri, să zicem, corecte și relativ mici la consumatorul final. Din păcate, acest Gas Release Program a fost exact pătos, deci nu a adus nici prețuri mici și acum a fost una dintre cauzele creșterii prețului și acolo există un deficit între partea de intern, partea de cerere și ofertă, care este acoperită din import. Importul care, de asemenea, au înregistrat creșteri importante, mai ales în ultimele două luni de zile. Peste toate aceste cauze, să zicem, care au explicație, sunt și elemente care nu sunt justificate din perspectiva creșterii prețurilor pe care înregistrăm în momentul de față, care le putem pune fie pe seama panicii care a cuprins piața de energie și gaze naturale, fie pe faza speculațiilor și a diverselor, mai să zicem, incursiuni nejustificate în piață. La nivelul consumatorului final, care sunt soluțiile pe care acesta le are la îndemână în acest context? Ce putem noi să facem de la noi de acasă? Pe termen scurt, pentru că practic această explozie a prețurilor nu ne permite la momentul de față ne obligă să luăm măsuri pe termen scurt. Pe termen scurt, elementele pe care un consumator poate să le facă în primul și în primul rând este să încerce să-și identifice un furnizor care i-ar putea oferi un preț mai mic. Șansele sunt destul de mici pentru că în ultimele zile aș putea să spune că toți furnizorii cresc prețurile și ca atare șansele sunt mici, dar e o opțiune pe care trebuie să o avem în vedere. Chiar în dimineața aceasta am avut o analiză făcută pe gaze naturale și față de ceea ce, să zicem, s-a obținut de la furnizorul sau actual ca și ofertă. Am identificat pe piață prețuri care sunt mai mari decât ce avea anul trecut respectivul client, dar totuși mai mici cu câteva zeci de procente față de ceea ce a oferit furnizorul său actual. Deci există astfel de situații pe care trebuie să le avem în vedere. Din păcate, pe termen scurt, cam astea sunt elementele pe care le putem face. Pe termen lung putem să discutăm de eventuale activități de eficientizare a consumului, echipamente care să consume mai puțin, izolarea pereților,
reducerea pierderilor prin fereste, dar acestea sunt toate măsuri pe termen lung, nu putem să le luăm în mod realist în considerare în această iarnă. În același timp, există o serie de elemente, noi le-am propus de peste o lună de zile autorităților, Guvernului României, o serie de măsuri care ar putea să fie luate la nivel macroeconomic, la nivelul autorităților și care ar putea să reducă acest impact foarte mare în ceea ce privește evoluția prețurilor la energie și gaze naturale. Simt că se creează un soi de segregare din anumite puncte de vedere în acest context. Este acest context un punct de cotitură pentru transformarea României și trecerea ei de la sursele de energie existente acum la surse de energie verde? El ar putea să fie, la fel cum ar putea să nu fie. Deci, mai zicem, conjunctura ar putea să determine ca în viitor să ne concentrăm mai mult pentru a ne produce singuri energia electrică, pentru a lua energie din pământ, să zicem, pentru a ne încălzi, pentru a folosi pompe de căldură, pentru a reduce consumul, deci ar putea să fie un element de cotitură important. Dar trebuie să avem în vedere că, dincolo de semnalul important care îl vedem în momentul de față, autoritățile și România, în primul rând, trebuie să fie pregătită. Trebuie să fie pregătită din punct de vedere al cadrului legislativ, să facem toate aceste modificări, trebuie să fie pregătită din perspectiva meseriașilor care ar trebui să implementeze toate aceste soluții, să le întrețină și să le repare ulterior. Din punctul ăsta de vedere, cred că nu suntem pregătiți. Deci chiar dacă semnalul este unul de cotitură, elementele care ar trebui să susțină acest semnal, din punctul meu de vedere, nu sunt suficient de bine puse la punct. Cred că poporul român este unul empatic și pe de o parte ne gândim la problemele cu care se confruntă autoritățile în această perioadă și mă refer acum la criza pandemică și la valul 4 care iată bate încet încet la ușă, dar sigur, ne gândim că poate că s-au concentrat mai mult în această direcție, în această perioadă, dar cu toate acestea, care ar trebui să fie schimbările pe care autoritățile române să le adopte astfel încât de acum înainte să se realizeze lucruri și să nu se mai bată pasul pe loc? Noi considerăm că singura metodă care pe termen scurt ar putea să ajute românii în momentul de față, așa cum se găsesc astăzi lucrurile, este o intervenție asupra taxei pe valoare adăugată. Diminuarea acestei taxe, cel puțin pe perioada următoare, pe perioada iernii, ar fi un balon de oxigen care ar fi putut să îl primească toți consumatorii, atât consumatorii casnici, cât și consumatorii industriali. De asemenea, reanalizarea unor măsuri administrative, așa cum este acest Gas Release Program, care, după cum spuneam, nu a adus niciun beneficiu concret pentru consumatorul final și în momentul de față el, din punctul meu de vedere, face mai mult rău decât bine și, în același timp, să se concentreze pe politici publice adecvate, pe termen lung în special, în ceea ce privește aspectele legate de dezvoltarea capacităților. Cu cât vom avea mai multe resurse, cu atât astfel de situații sunt mai puțin probabile să se întâmple. Cu cât vom fi mai săraci în resursele de producție. Nu că n-am avea resurse, dar ele trebuie să fie și exploatate, pentru că vorbim de Marea Neagră, gazele din Marea Neagră, dacă rămân pe fundul mării, nu ne ajută, chiar dacă ne putem mândri cu ele, nu ne ajută cu nimic. Și atunci aceste capacități de producție trebuie să crească semnificativ în următoarea perioadă, bineînțeles, nu iarna aceasta, că iarna aceasta nu avem cum, dar peste 2 ani, peste 3, peste 5 ani de zile să ne orientăm cu pregătire către aceste resurse, să le aducem în zona consumatorului și atunci astfel de situații probabil nu vor mai avea loc sau nu vor mai avea un impact atât de mare așa cum l-au în prezent. Vă mulțumesc tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit în această dimineață și sper să se fi înțeles și o altfel de concluzie, anume că dacă anul trecut pe vremea asta începeam cumva să ne plângem de lipsa apei calde, să înțelegem că e un proces de schimbare de durată și că inițiativele trebuie să înceapă acum pentru ca în timp lucrurile să se remedieze și traiul în comun în societate să devină unul mai ușor de gestionat. Vă mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! Mai departe, să știți că n-am terminat cu previziunile și că încerc să vă fac așa tranziția către weekend din ce în ce mai ușoară și să știți că în acest context astrele sunt de partea noastră din toate punctele de vedere. Avem parte de o zi fantastică și eu zic că intrăm cu bine în acest weekend. Pe această cale vă invit să rămâneți pe frecvență pentru că urmează horoscopul zilei.
Berbec. Este liniște și pace în relația cu partenerul de cuplu, așa că te gândești ca astăzi să-ți îndrepți atenția asupra vieții profesionale. Este important să cauți colaborator pentru proiectul de care te ocupi. Vei face câteva schimbări majore în viitorul apropiat. Taur. Astăzi ești foarte concentrat pe viața personală. Te gândești serios să repari greșelile pe care le-ai făcut în trecut și consider că acum este cel mai bun moment pentru asta. Încearcă să nu te lași influențat de emoțiile pe care le dezgropi. Gemeni. Ziua de astăzi este una foarte frumoasă pentru tine. Te concentrezi asupra relației pe care o ai cu partenerul de cuplu și vrei să pui la cale o surpriză pentru această persoană specială. Cel mai probabil te gândești să o inviți într-o excursie sau să-i cumperi un accesoriu pe care și-l dorește de foarte mult timp. Rac, ziua de astăzi te surprinde mai liniștit ca niciodată. În sfârșit ai găsit drumul pe care vrei să mergi în viață. Mai mult, simți că ai ajuns în acel loc în care totul este pus în ordine și nu trebuie să mai schimbi nimic. Este un moment bun pentru a petrece clipe frumoase în compania persoanelor la care ții. Leu, ai o sumă de bani destul de mare pe care nu vrei să o cheltuiești, așa că decizi să o investești. Nu este un moment bun pentru a-ți asuma riscuri și de aceea îți recomand să investești în propria locuință. Astfel, schimbările pe care le faci se vor vedea imediat. Pe plan personal, trebuie să fii mai atent în relațiile intersociale. Fecioară, îți schimbi starea de spirit de mai multe ori astăzi. Poate fi vorba despre o teamă asupra proiectelor următoare sau despre o decizie pe care trebuie să o iei în ceea ce privește viața profesională. Ai încredere în tine deoarece ai muncit foarte mult pentru a ajunge unde ești acum. Nu lăsa pe nimeni să-ți influențeze hotărârile. Balanță. Astrele îți recomandă să fii tot timpul cu ochii în patru pentru a nu rata șansa de a prinde norocul de coadă. Ai posibilitatea de a face o schimbare majoră pe plan profesional care te va ajuta să-ți reglezi finanțele. Bazează-te pe intuiție în momentul în care trebuie să iei o decizie importantă. Scorpion. Încă de la primele ore ale dimineții te confrunți cu mici situații complicate la locul de muncă, nu reușești să comunici cu colegii de echipă și ți este dificil să iei decizii fără să le ceri părerea. Încearcă să ai răbdare și să amâni întâlnirile importante pentru a doua parte a zilei, când lucrurile par să revină la normal. Săgetător. Superiorii nu sunt tocmai mulțumiți de modul în care evoluează lucrurile pe plan profesional. Poate că este timpul să schimbi placa și să te gândești la o schimbare pentru viitorul tău. Încearcă să ai mai multă încredere în tine, meriți mai mult decât ți se oferă. Capricorn, în ultima parte a zilei te ocupi de câteva probleme personale, nimic care să-ți dea prea multe bătăi de cap. După orele prânzului ești nevoit să faci un drum destul de lung pentru a participa la un eveniment, iar seara va fi una liniștită și relaxantă. Vărsător, proiectele la care lucrezi acum te storc de energie, însă nu te plângi, ci din contră, ești hotărât să vezi rezultatele cât mai repede cu putință, așa că faci tot posibilul să dai tot ce ai mai bun pe plan profesional. Încearcă să ai mai multă răbdare. Pești. Ziua de astăzi este probabil cea mai frumoasă zi a acestei săptămâni. Astăzi ai posibilitatea de a te bucura de lucrurile mărunte care te fac fericit. Spre seară este posibil să petreci clipe minunate alături de persoanele dragi din viața ta. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și ne dorim pe această cale să vă ținem și informați și să ne înscriem în această direcție de infotainment pe care ne-am asumat încă de la început. Să știți că un videoclip al astronauților de pe Stația Spațială Internațională, care zboară la peste 400 de kilometri deasupra Terei, a devenit viral. Să pregătești pizza în cosmos și apoi să mănânci nu se aseamănă deloc cu o scenă terestră, astfel că lumea s-a amuzat copios la imaginile postate pe Instagram de unul dintre astronauți. A nins în Munții Bucegi pentru prima dată în această toamnă. Imaginile au fost surprinse pe vârful Coștila la o altitudine de 2500 de metri și au devenit imediat virale pe rețelele de socializare. Cea care le-a filmat a ținut să specifice că doar ce a venit de la mare și a ajuns la munte la o temperatură de 0 grade, unde pe deasupra mai și ninge. Meteorologii au anunțat că în prima săptămână din septembrie temperaturile vor fi ceva mai scăzute decât cele normale în toată țara. Turnee de poveste în parcurile bucureștene. Ediție specială septembrie 2021. Trei weekenduri de poveste cu muzică clasică în foișor, Parcul Chiselef și Parcul Bazilescu de la ora 17.
Flautul fermecat, clasic la puterea a treia violoncelissimo, croitorul string virtuozii, o harpă de poveste, pianul călător, vioara lui Enescu. Turnee de poveste în parcurile bucureștene. Vedeți, noi avem foarte multe resurse la îndemână și venim cu o fel de fel de opțiuni pentru a vă petrece timpul liber. Dacă nu ați reușit să prindeți bilete la Festivalul George Enescu sau vi s-au părut peste puterile voastre financiare, să știți că aveți ocazia să ascultați muzică de calitate și pe această cale vreau să aflăm mai multe informații despre acest proiect turnee de poveste în parcurile bucureștene de la Ion Bogdan Ștefănescu, muzician și solist în cadrul Filarmonicii George Enescu. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Și noi vă mulțumim că v-ați alăturat matinalului și că ne ajutați să inspirăm pe cei de acasă cu diferite opțiuni pentru a-și petrece timpul liber. Cum s-a născut acest proiect? E un proiect care nu reprezintă neapărat o noutate în clipa de față, pentru că această ediție continuă practic o tradiție pe care am inițiat-o acum câțiva ani, când lucrurile mergeau de la sine, nu exista niciun fel de pandemie care să ne țină în frâu. Ideea a fost extraordinară la acea vreme și continuă să fie, pentru că prin acest demers, practic, toți acei muzicieni pe care i-ați văzut în prezentare, în clipul de prezentare, colegi de-ai mei, fantastici muzicieni, ajung în mijlocul oamenilor, în locurile cele mai populate de altfel, nu? În parcurile bucureștene sau în parcurile din provincie, aducând cu ei muzica clasică, o muzică de mare calitate, pe care o prezintă unui public foarte numeros, fiindcă în parcuri, nu, de obicei se plimbă părinții sau bunicii cu copiii, cu nepoții, și au ocazia de a participa cu voie sau fără voie, nu, la aceste evenimente foarte bine organizate și prezentate de fiecare dată, și astfel să ia contact cu o muzică pe care de obicei lumea e obișnuită să o asculte în sălile de concert. Sigur că programele sunt foarte bine alcătuite, în așa fel încât să fie foarte atractive și să-i țină pe spectatori strânși în jurul foișoarelor în care se petrec aceste evenimente. Mi-aduc aminte că din edițiile trecute am cântat în fața a mii de persoane cu un succes extraordinar, foarte fericiți în timpul și după aceste evenimente, au fost chiar copiii care s-au bucurat alături de noi artiștii de acest tip de muzică și pe care cu siguranță sunt convins că de atunci își doresc să mai asculte astfel de muzică, pentru că, în general, muzica clasică, după părerea mea, are darul de a trezi în noi tot felul de sentimente și de trăiri pe care sufletul și mintea le fixează și cumva provoacă, zic eu, o anumită dependență de frumos. Și cu siguranță, odată ce ai ascultat o astfel de muzică, îți dorești să o reasculți, să trăiești acea întâmplare muzicală. Vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră la matinale în această dimineață și că, iată, ne-ați oferit încă o opțiune de petrecere a timpului liber. Ne așteptăm să aveți cât mai mulți susținători din partea Metropola TV și mult succes pe mai departe, să ne reauzim cu bine. Vă mulțumesc foarte mult, să rămână. Am atins așa tangențial și următorul subiect, pentru că este vorba despre copii, despre noua generație și să știți că se va lansa un serial de teatru pentru copii, se numește Godotinul, și vă invit pe această cale să vă faceți o idee din următoarele imagini.
Se pare un personaj interesant, Godotino, și să știți că am alături de mine, ați văzut în imaginile precedente și părinții, familia lui Godotino, mama, tata, o avem și pe nașa lui Godotino, pe Gina Lazar, regizor și scenarist, și pe tatăl lui Godotino, pe Valentin Paraschivă. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă mulțumim că v-ați alăturat matinalului și că ați răspunsat de prompt, pentru că știu că urmează o zi foarte importantă pentru voi, da. Aceasta. Într-adevăr, duminică este... E botezul. Hai să zicem tăierea de moți, că botezul a fost pe 17 iulie, atunci practic a fost lansarea la apă acestui proiect și practic la anul vrem să sărbătorim un an de viață pentru Godotino, îi facem ziua de naștere, ca să zic așa, îi dăm petrecere. Da, e cu emoții, ne bucurăm că... Să vină cât mai mulți copii, să vină număr cât mai mare. Acum vara s-a terminat și practic se pregătesc încet, încet să înceapă școala. Și ne-i dorim alături de noi, evident. Și Godotino și îi dorește alături de ea. Ce reprezintă acest concept de serial de teatru pentru copii? E o încercare de a vă adapta la nevoile copiilor digitali, ca să le spunem așa? Da și nu. E o idee cu care eu am cochetat destul de mult timp. Și parcă a venit așa, cu ajutorul teatrului Godoș și a managerului al lui Geo Remeș, a venit cumva natural vis-a-vis de ce se întâmplă acum. Dar Godotino își dorește foarte tare să treacă prin scenariile pe care le fac, prin diferite aventuri care sunt cumva contemporane publicului. Adică nu încercăm să adaptăm niște povești clasice, ci încercăm să... plecăm de la ce li se întâmplă lor, de la problemele cu care se confruntă atât grupa lor de vârstă, cât și societatea, cât și noi ca specie până la urmă, că atingem și zone de ecologie, de mediu, de bullying. Și atunci încercăm să ne aducem aproape și încercăm să, practic, să îi facem prieteni. Asta ne dorim foarte tare de la acest proiect. Și de aceea ne dorim, practic, să devină serial ca cei mici să crească. Și cei mici să crească cu Godotino, să învețe de la el, el să învețe de la ei, da, practic, prin scenariu și prin modalitatea de montare. Și atunci asta ne dorim și ne dorim, de ce nu, poate în momentul în care ajung la adolescență, la maturitate, să devină publicul fidel al Teatrului Godot. Sau chiar public fidel al teatrului, da? Pentru că există o educație totuși și prin teatru, dar nu e educație ca aceea pe care școala ar trebui să o facă sau părinții. Noi ne bucurăm că aici la Matinal încercăm de fiecare dată să surprindem și alte aspecte pe care școala nu le acoperă suficient de bine în această perioadă. Sperăm să învețe nu doar copiii de la Godotino, să învețe și sistemul de educațional de la Godotino. Ar fi frumos. Și Valentin, Gina știe pe Godotino de dinainte să-l scrie, dar tu cum l-ai cunoscut? Cum l-am cunoscut? Eu mă știu cu Gina de foarte mult timp. Am lucrat la multe spectacole pentru copii împreună, cu succes, îmi place mie să cred. Și când mi-a propus proiectul acesta, am acceptat aproape pe nerăsuflate, pentru că, după cum a spus și Gina, e un proiect inedit, atinge foarte multe teme sociale, foarte multe teme care preocupă copiii foarte mult, mai ales în perioada prin care tocmai am trecut și sper eu să se fi terminat. Această izolare în online, această nevoie de prieteni, chiar subiectul, nu știu dacă să nu dau din casă, să nu fie teaser, subiectul este chiar crearea unui prieten, poate din motivul că nu avea, poate. Creează un prieten, un roboțel care îi seamănă foarte mult și devine prietenul lui cel mai bun. Cred că este un lucru pe care și-l dorește orice copil. La un moment dat ne-am gândit cu toții să avem așa un ajutor, un roboțel care dintr-o dată să facă tot ce îi spunem, să fie acolo când nu e nimeni lângă noi, să ne facă treaba, să ne facă temele. Și da, e un subiect extrem de catchy, așa. Nu știu niciun copil și niciun adult care căruia nu i-ar plăcea așa ceva.
Și mie mi-ar plăcea. Și mie mi-ar plăcea asta. Noi mai avem niște roboții acum, în perioada asta adultă, care mai fac lucruri prin casă. Exact. Exact, asta începe să ia amploare și Gina a intuit foarte bine această intenție, acest trend al lumii. Plus că multe alte, exact cum a spus ea, bullying-ul, relația cu părinții, relația cu colegii, sunt atinse și noi interpretăm niște personaje care dau așa o tușă de ce ai putea să găsești în familiile de acasă, și române și din orice altă țară. Și cred că este un spectacol care poate fi vizionat și de copii începând de la 3 ani. Sunt convins că un copil de 3 ani ar avea ce să vadă, ce să învețe și cum să se regăsească în spectacolul ăsta, până la adulți și oameni chiar cu o vârstă înaintată. Avem teme care ating foarte multe, foarte multe aspecte. Și tu ai o treabă foarte importantă, pentru că spuneai așa de limita de vârstă. Eu cred că ești un model pentru părinți de așa da, așa nu, să învețe ei de la tine ca să poată să funcționeze mai bine relația cu copilul lor. Simt, Gina, că sunt foarte multe intenții pe care ți le asumăm prin acest proiect. Ne gândim la spectacole de copii și spunem, niște personaje, niște costume. Nu e chiar așa. Nu, sunt nu. Niște mesaje în spatele unui astfel de proiect care sunt extrem de importante pentru copii. Adevărat, adevărat, Georgia, și le recunosc că sunt cumva de modă veche. Și atunci nu m-am dus ca și scriitură și nici ca montare. Și mă bucur foarte tare că Geo a mers cumva șarjat pe ideea mea în a arăta totul roz. Există un curent acum în care totul e super pozitiv, nu există nimic negativ, să ascundem negativul sub preș. Ceea ce nu cred că este o soluție, nu face decât să se facă mormanul mai mare și la un moment dat să explodeze. Și cred că e un pic mai problematic atunci când se întâmplă chestia asta. Și atunci am încercat cel puțin în zona celor două personaje care reprezintă părinții, da? Să-i creionez cu problemele care există în zona de parenting, în care cerem ceva copiilor, dar de fapt nu dăm. Dar și atunci, fiind o tușă mai groasă, am încercat să creez, să arăt publicului și în special părinților că unii copii au nevoie de alte lucruri. Au nevoie să fie ascultați, au nevoie, poate au alt ritm de dezvoltare. Și atunci asta a fost încercarea mea în crearea acestor personaje. Se cer multe lucruri de la godotinul, la fel cum părinții din ziua de azi cer foarte multe lucruri de la copiilor, fără a-i asculta, fără a vedea care sunt nevoile și necesitățile lor, practic. Noi am avut la un moment dat invitat un medic neurochirurg care scrie foarte, foarte frumos și vorbea despre părinți, despre generația de astăzi și a făcut o glumiță foarte interesantă care cred că se leagă cu ceea ce ne-ai povestit. Spunea că de multe ori vine copilul la casă și părintele îl întreabă de ce n-ai luat și tu notă mare cum a luat Xulescu. Și atunci un răspuns firesc al unui copil echilibrat ar fi, dar tu de ce nu mă iubești ca mama lui Xulescu? Da, și da, atunci evident, cred că sunt lecții importante și de o parte și de cealaltă a baricadei. Iar intenția voastră e una de durată. Știi, mă gândeam la tine, Valentin, ca actor pentru teatru de copii și pentru publicul căruia te adresezi. De fapt, voi faceți un lucru pentru o generație viitoare. Educați un public care va trebui să continue să susțină arta și teatrul din România. Și sunteți fantastici pe această cale. Vă mulțumesc și sperăm să ne lăsați și pe noi să nu mai vedem pe Godotino așa din când în când dimineața la matinal. Vă așteptăm pe toți să vină un număr cât mai mare, părinți, copii. Plus că încercăm iarăși să tragem un semnal de alarmă vis-a-vis de ce înseamnă zona de calculator, de informații, de viteză în care ei trăiesc, care nu trebuie exclusă, care trebuie cumva îmbrățișată și trebuie să înțeleagă că cu ajutorul tehnologiei pot face minuni vis-a-vis de specia noastră, vis-a-vis de problemele majore care se întâmplă, după cum vedem, peste tot în lumea asta. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Mult succes pe mai departe și vă așteptăm duminică!
Asta vreau să spun, să aveți parte de o duminică plină de oameni care să vă fie alături, să vă susțină și împreună să deveniți din ce în ce mai mulți. Mulțumim! Mulțumim tare mult, tare mult, tare mult! Foarte frumoasă energia cu care terminăm ziua de astăzi și săptămâna, iată. Eu vă invit pe această cale să ne fiți alături de luni dimineața de la ora 9 și să aveți un weekend plin de evenimente. Poate o parte dintre ele se regăsească, între aceste evenimente se regăsească și cele pe care vi le recomandăm noi aici la matinal. Este totul roz sau nu prea? Avem foarte multă culoare și în platou. Eu am ales roșu astăzi, roșu de la Starshiners. Pe această cale vă mulțumesc tare, tare mult. Aveți un weekend fantastic, plin de voie bună și să ne revedem cu bine luni dimineața de la ora 9.